Vă salut din nou și vă urez bun venit la Player One News. Eu sunt Cătălin și m-am întors cu un nou buletin de știri din industria jocurilor video. În acest weekend am aflat despre întoarcerea lui Captain Price în Call of Duty, a fost anunțat un nou mod de joc în League of Legends, sesiunea de beta lui Titanfall a fost extinsă, iar seria Transformers primește un nou joc. Toate acestea și multe altele în câteva momente. Respawn Entertainment a anunțat că a deschis beta-ul Titanfall pentru mai mulți jucători. În primul rând, pe Xbox One, jocul este disponibil direct din store, fără a mai fi nevoie de un cod de acces, însă pe PC a fost activat beta-ul pe conturile de Origin înscrise, indiferent dacă au primit sau nu cheie pe e-mail. Motivul invocat pentru deschiderea accesului la beta a fost necesitatea de a testa capacitatea serverelor. Din păcate însă, de pe data de 19, serverele Titanfall se vor închide și vor fi repornite abia la mijlocul lunii martie, când jocul final se va lansa în magazine. League of Legends, cel mai popular joc MOBA al momentului, va primi săptămâna aceasta un nou mod de joc. Acesta se numește Hexakill și va schimba formula de până acum a acestui gen, oferind câte un euro în plus în fiecare echipă. Astfel, 12 jucători vor putea juca League of Legends în același timp, oferind posibilitatea de a crea noi strategii. Update-ul va fi lansat pe data de 20 februarie, iar noul mod de joc va putea fi jucat pe toate hărțile disponibile deja. În cazul în care vă era dor de Captain Price, Activision oferă tuturor posibilitatea de a juca în pielea acestui personaj în modul multiplayer din Call of Duty Ghosts. Este vorba despre lansarea unui nou DLC numit Legend Pack, care oferă acces la noul personaj, o nouă vopsea pentru armă, un background pentru profil, o nouă insignă și o nouă țintă personalizată. Fiind vorba despre DLC pentru Call of Duty, acesta debutează pe platformele Xbox, iar abia luna viitoare va veni și pe PC și consolele PlayStation. Acest micro-item, cum este numit de Activision, se lansează mâine, 18 februarie, iar prețul anunțat pentru Statele Unite este de $4. Este important de precizat că microtransacțiile nu se transferă de pe old pe next gen, asemeni conținutului din Season Pass. Serviciul Virtual Console de pe Wii U va primi în aprilie acces la jocuri pentru Game Boy Advance. Primele titluri care vor fi disponibile sunt Super Mario Advance 3, Mario & Luigi Superstar Saga și Metroid Fusion. În viitorul apropiat este așteptat și suport pentru jocuri de Nintendo 64 și Nintendo DS, funcții anunțate deja de către Nintendo. Battlefield 4 Naval Strike va include un nou mod de joc numit Carrier Assault. Este vorba despre un mod bazat pe lupte pe apă, inspirat din Titan Mode din Battlefield 2142. Aparent, fiecare echipă va avea câte un portavion, iar scopul este distrugerea navei inamice. Cele 4 noi hărți care vor fi adăugate în joc vor fi bazate pe mările chineze și vom vedea cea mai mare întindere de apă dintr-un joc Battlefield de până acum. Pe lângă hărți și noul mod de joc, vor fi adăugate și 5 arme, un vehicul amfibian și 10 noi assignment-uri. Cei care au abonamente premium primesc expansionul cu 2 săptămâni mai devreme. The Evil Within, noul joc horror al lui Shinji Mikami, are o dată de lansare. Probabil pentru a evita sezonul aglomerat de lansări din toamnă, Tango Gameworks și Bethesda au hotărât să aducă jocul pe piață la sfârșitul lunii august, pe data de 29 în Europa și pe 27 în America. Acesta este primul joc produs de Tango, studio fondat de Mikami în 2010 și primul joc bazat pe id Tech 5 după Rage. Jocul se lansează pe PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One și PlayStation 4. Hawken s-a lansat oficial pe Steam, însă nu în varianta finală cum ne așteptam, ci în Early Access. Cei care aveau deja cont în joc au primit pe e-mail codul de activare pentru noua variantă, însă cei care abia acum descoperă luptele cu roboții de război vor trebui să plătească. Jocul este în continuare programat să fie lansat free-to-play, însă cei de la Deezer Games au preferat să limiteze astfel numărul de jucători din beta pentru a nu supraaglomera serverele. Prețul pentru acces este de 28 de euro și vine la pachet cu mai mulți roboți, niște bănuți virtuale, reduceri în magazinul din joc și un skin pentru drona care îți repară roboții. În cazul în care vă era dor de seria de jocuri Transformers, Activision a anunțat un nou titlu, Rise of the Darkspawn. Acesta este dezvoltat pentru toate platformele de gaming importante de către două studiouri separate. Din păcate, High Moon Studios, care s-a ocupat de seria Cybertron, nu se întoarce și pentru Darkspawn, studioul Edge of Reality fiind responsabil cu dezvoltarea pentru consolele de casă și PC. Varianta de 3DS va fi dezvoltată de WayForward, ceea ce sugerează că va fi un joc complet diferit. Cea mai ciudată veste în legătură cu acest joc este că va combina universul prezentat în jocurile Cybertron cu cel al filmelor lui Michael Bay. Acum că am dat oficial startul noii săptămâni, vă îndemn să dați fuga pe Origin să verificați dacă ați fost acceptați în beta-ul Titanfall. Player One News se va întoarce miercuri, mâine va apărea noul episod de Gamecast, iar în cursul zilelor următoare veți vedea mai multe materiale originale marca Player One. Dacă vă place conținutul acestui canal, nu uitați să apăsați pe like și subscribe și să dați linkul mai departe apăsând pe butonul share. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe Player One, nu uitați să deveniți fani ai paginii oficiale de Facebook. Eu am fost Cătălin și vă mulțumesc din nou pentru atenție. La revedere!